vă rog, care este în acest moment situația patrimonială a monumentelor din Brașov? După cum v-a spus și doamna secretară, am făcut mai multe demersuri la Ministerul Dezvoltării pentru a scoate din 972 din 2002 din inventarul județului Brașov, cetățile din municipiul Brașov. Protocoale am făcut, dar de în două dintre adrese ne-au trimis înapoi pentru că de-a lungul timpului s-au făcut niște proprietării și pe zid și biserica evanghelică mai, sunt mai multe. Și atunci am luat hotărârea împreună cu specialiștii de la patrimoniu din primăria municipiului Brașov să trimitem la Medera doar cele care avem extrațele ce sunt foarte clare, pentru un alt, unul negru și mai sunt mai multe, ca să poată fi scoase din 972 din inventarul Consiliului Județean, să rămână doar proprietarul de drept din cartea funciară, care este primăria municipiului Brașov, care legal are voie să investească în aceste monumente care tot timpul au fost în proprietatea municipiului Brașov. Că s-au creat acea de involadă în 2002 și au fost cu drept de administrare în mai multe părți, o clarificăm și sper ca ultima adresă din luna mai pe care am trimis-o la minister, o să sun săptămâna viitoare, chiar o să mă urc la Secretarul General al Guvernului, să facă demersurile pentru a trece cât mai multe comisii pentru a reactualiza inventarul județului Brașov. Ce s-a întâmplat? Au fost investite sume importante în mandatele precedente? Toate sumele care au fost vor fi preluate, nu le transferăm, le transferăm tot la primăria Brașov, tot în domeniul public, ele vor rămâne publicului pentru brașoveni și turiștii care vizitează județul Brașov. Menderapu v-a dat vreun motiv pentru care nu pot da HGU? Era incertă situația din punct de vedere al extrasului CFE. Pentru că după anul 2002 s-au mai făcut unele retrocedări, să spun așa, către Biserica Evanghelică, persoane fizice care și-au luat terenurile în zona cetății și atunci au apărut acolo unele nelămuriri. Și noi am dat acum doar situația clară în care apare clar în extrasul cetății, okay, doar în principiul Brașovului.